Reușiți? Da, da. Îi scot afară? Da, da, dar sigur că da. Dați aici. Cât sunt? 3. 2. 3, cât sunt? O dată? Sunt mici, cam cât timp credeți că au? 2 zile. După cum arată? Ioi! Ce sunt toți? Frumoșilor! Uite! Mama! Important e acum, trebuie să le găsim mămica. Păi n-a fost greu, dar... Să mi legea și ceva, normal. De... Că e mici. Ce dulci. Trebuie să respectăm orice ființă, nu? Și ele sunt o ființă. Ca oamenii, normal. Puțin, dacă ar mai fi stat acolo, ar fi murit. Într-adevăr, ar fi luat apa și pe ei. Dar e inuman să-i arunce cineva acolo. Sunt vedete de mici. Cei sunt trei mușchetari, supraviețuitori, da. Din cauza botului lat, s-ar putea să fie. Uită-te ce frumos! Dar e recunoscut? A să recunoască, dar deocamdată văd că nu vine. Linda! Linda! Haide aici! Linda! Hai, Pete! Nu iasă, că e speriată. E foarte speriată. A fost... Noi am înștiințat pasnicul, dar a fugit roată prin spate. Cred că a fost pe rond. Și nu a stat de vorbă cu noi. Am vrut să-i propunem pe calea amiabilă. Nu recunosc nimic. Exact. Am vrut să-i propunem pe calea amiabilă să accepte puiți înapoi, să fie bine pentru toată lumea. Inclusiv pentru noi. Și ce mai important pentru... Trăi, au șansă doar cu mămica lor. Ca și la oameni, bebelușii la fel. Linda! Hai Linda aici! Linda! Probabil că dacă o să aruncăm un pic de carne, noi mai devreme am aruncat un os acolo, a sărit ruptă pe el, efectiv, de foame. Trebuie să mai aruncăm ceva, să vină. Aici! Hai! Linda! Uite, mama!
așa, că sunt și el foarte speriat, deci nu vreau să, tot timpul să uită la el, și așa, știi, când vrei să faci ceva și ai pe cineva în spatele tău și ți-e frică, deci clar că e traumatizat cu totul așa. Are grijă și de ala dinăuntru? Da. E și mortă de foame,